Din acest an se vor înființa la Făgăraș două consorții școlare. Hotărârea a fost luată de către aleșii locali la ultima ședință de consiliu. În acest fel, unele școli și grădinițe din Făgăraș s-au asociat pentru a beneficia de mai multe avantaje, printre care se numără și mobilitatea personalului didactic între unitățile de învățământ membre ale unui consorțiu. În urma hotărârii luate de către aleșii locali, la ultima ședință de Consiliu, la Făgăraș au fost constituite două consorții școlare. Acest lucru a fost aprobat ca urmare a cererilor școlilor care au dorit să se unească. S-au aprobat în ședința ultima ședință a Consiliului Local din anul trecut, din luna decembrie, funcționarea a două consorții școlare la nivelul municipiului Făgăraș. Consorții care au fost aprobate pe baza cererilor venite din partea școlilor care au dorit să se unească în aceste consorții. Un consorțiu este format din școala noastră, grupul școlar Dr. Ioan Șenchea, împreună cu școala generală 2 și împreună cu grădinițele 4, 5, 6 și 6 ani. Adică grădinițele situate în partea de est a municipiului Făgăraș. Acest consorțiu va purta denumirea de Consorțiul Școlar Alba Mater. Al doilea consorțiu va fi format din grădinițele numerele 1, 3, 7, 7A și 8, adică cele situate în partea de vest a municipiului. Consorțiu ce va purta denumirea de Consorțiul Școlar Pro. Acesta a primit și avizul Inspectoratului Școlar Brașov. Începând de anul acesta, aceste consorții, conform metodologiei Ministerului Educației, pot să-și desfășoare activitate, Activitate însemnând nu numai partea de mobilitate a cadrului didactice, care sigur este cea mai importantă, adică un cadru didactic poate să meargă de la o școală la cealaltă în cazul în care uh, există, știu eu, ore mai multe sau mai puține într-o anumită unitate școlară, uh, dar și uh, înseamnă facilități pentru folosirea spațiilor în comun, înseamnă facilități pentru demararea unor proiecte în comun și care sigur că da sunt mult mai viabile și mult mai ușor de susținut în momentul în care există mai multe unități școlare și alte instituții școlare din Făgăraș au dorit să se unească, însă demersurile au fost topate din cauza hotărârilor luate în consiliile de administrație ale acestora. Consorțiile școlare reprezintă structuri asociative fără personalitate juridică, constituite din două sau mai multe unități de învățământ preuniversitar și care se asociază cu avizul inspectoratelor școlare în baza unui contract de parteneriat pe o durată de 3-5 ani, cu posibilitate de prelungire. Consorțiile au mai multe avantaje, printre care Optimizarea gestionării resurselor umane cu acordul părților asigură mobilitatea personalului didactic între unitățile de învățământ, membre ale consorțiului.